Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost trimis în judecată după ce a fost prins la volană sub influența drogurilor. Toto Dumitrescu a fost oprit de Poliția Capitalei și testat pozitiv cu aparatul drug test. Fiul fostului internațional ar fi consumat cocaină și cannabis în urmă cu un an. Ilie Badea Dumitrescu zis totul a fost trimis în judecată în stare de libertate, în urma acuzațiilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Acesta consumase cocaină și cannabis înainte să se urce la volan. Infracțiunea s-a produs în septembrie 2020, iar fiul fostului fotbalist de la Steaua a încercat să convingă autoritățile că aparatul arată valori eronate. Acesta ar fi fost dispus să achite personal contravaloarea reactivilor, în speranța ca rezultatele analizelor să fie oferite mai repede. Tânărul în vârstă de 23 de ani a reclamat o presupusă lipsă de legalitate a sesizării instanței administrării probelor, precum și a întocmirii actelor de către procurori. În cele din urmă, rezultatele venite de la Institutul Național de Medicină Legală nu au fost în favoarea lui Toto. Acestea au fost trimise mai departe brigăzii rutiere și procurorilor, care au decis trimiterea în judecată în sare de libertate.